este multă acțiune și în viața lui Mark Stam. Salut, bine ai venit! Salutare, bine v-am găsit! Ce mai faci? Cum ești? Bine, bine, bine! De ce acțiune ai parte în viața ta? Da, mă rog, acum mai puține, dar cumva ne străduim să revenim din nou pe traseul ăla principal și ordinar. S-au întâmplat destul de mult în perioada asta, așa. Poate multe chestii de care nu m-am așteptat, ca testarea de COVID cu vreo 3 săptămâni în urmă, care m-a surprins, așa. După aia negativ și eram, na, ce se întâmplă aici, gen, pozitiv, negativ, pozitiv, negativ, dar slavă Domnului, totul e bine. Acum ești negativ, da? Da, e negativ, fără grijă, nu vă faceți grijă, n-avea să fac așa o gafă. Da, și deja cumva am revenit la București, pentru că am stat vreo 2 luni la Chișinău, da. Cu familia un pic, să mai recuperez foarte frumos. Chiar mi-a fost dor de casă, de o gradă, de familie, de cei dragi. Și părinții tăi stau la țară undeva? Noi trăim în suburbie, okay, la casă, perfect. Pe pământ. Ce ție nu-ți place? Nu. I-ar plăcea o casă în București, i-ar plăcea, dar nu la țară. Da, poate în București, da. Da, dar mai... Într-un cartier rezidențial, cu frumos, nu? Cu multe borduri. Cu multe borduri. Cu multă bordură. Poți să spui și la țară multe borduri. Poți să pui, că sunt programele astea europene. Acum să pun borduri și la țară. Și când nu trebuie. Exact, și unde n-ai nevoie. Da. Ce cântăm? Ultima piesă, Lasă-mă, deci practic partea întâi din proiectul ăsta puțin mai nou. Așa. Și la sfârșitul lunii septembrie urmează și partea a doua, așa că sper să fiți cu ochii pe noi. Cui spui să te lase? Cui spun? Stării. Hai să spunem așa, perioade, pandemie, lasă-mă, știi? Pandemie, lasă-mă! Da, da, gata, e de ajuns, chiar e de ajuns. Pandemia câți ani are? Adică știi că... Pandemia câți ani are? E drăguță? Hai, dacă îi vorbiți, voi putea schimba numărul de telefon. Bine, da. Ok, nu, că știi că acum o să apară. Am întâlnit și el o pandemie și vreau să știe dacă e ca aceeași. Nu, e altă pandemie. Pandemia. Nu e ce. Salvează România. Am întâlnit și el o pandemie. Păi nu, asta a întrebat-o cum arată, câți ani are. În fine, mai bine să cântăm și să ne veselim. Mulțumim tare mult de vizită. Mersi mult, doamnă. Doamnelor și domnilor, Mark Stam. Te simți de parcă pică cerul și nu ai unde să te ascunzi. De cine sau de ce tot fugi? Și unde crezi, unde crezi că ajungi? Iar iese nimeni, dar tu vezi nori. Și te-ai obișnuit așa, cu atâta ploaie în viața ta. Tu nu te mai, nu te mai poți bucura. Lasă-mă să te simt, să înțeleg cum e. La, lasă-te iubită, să te vindec eu. Sigur am exact ce-ți trebuie. Tu vrei doar puțină dragoste. La, lasă-mă să te simt, să înțeleg cum e. La, lasă-te iubită, să te vindec eu. Sigur am exact ce-ți trebuie. Tu vrei doar puțină dragoste. Citesc în ochii tăi tăcerea, prins în furtun și fulgere. Din ce în ce tot mai greu e să porți pe buze, porți pe buze zâmbete. Te lași furat încet de valuri, de pe obraz lacrimi cândva. În pieptul meu sub mâna ta e tot ce ne-ar, lasă-mă să te simt, să înțeleg cum e. La, lasă-te iubită, să te vindec eu. Sigur am exact ce-ți trebuie. Tu vrei doar puțină dragoste. La, lasă-mă să te simt, să înțeleg.